De la începutul acestui an și până acum, jandarmii gorjeni au fost solicitați să execute peste 700 de mandate de aducere emise de organele judiciare. Nu doar la instanțele de judecată din județul Gorj au fost executate astfel de mandate, ci și la alte instanțe judiciare din țară. Un număr de peste 560 de persoane au fost prezentate în fața instanțelor, iar un număr de 149 de persoane nu s-au prezentat în fața instanței, întrucât au fost invocate diferite situații justificative, boli, internări în spital, plecare în străinătate. Persoanele care se sustrag de la executarea mandatelor de aducere sunt sancționate de către instanțele de judecată. Efective de jandarmi din structurile de ordine publică angrenate în aceste misiuni desfășoară activități de identificare a persoanelor menționate în mandatele de aducere a domiciliilor acestora de transmitere a mandatului persoanei pentru care a fost emis și ulterior însoțirea acestor persoane la sediul organelor judiciare. Efectivele de jandarmi din structurile de ordine publică angrenate în aceste misiuni desfășoară activități de identificare atât a persoanelor cât și a domiciliilor, înștiințându-le practic despre data când trebuie să se prezinte în fața organelor judiciare. Cele mai îndepărtate instanțe care au emis mandate de aducere au fost instanțele din Cluj, din Iași, din Constanța, din Brașov. Practic întreaga țară a emis mandate de aducere care au fost executate de către jandarmii Gorjeni. Persoanele care sunt prezentate în fața organelor de urmărire penală în baza unui mandat de aducere pot avea calitate de martor suspect sau inculpat. Cele mai îndepărtate instanțe care au emis mandate de aducere executate de jandarmii gorgeni au fost din Iași, Constanța, Timișoara, București, Buzău și Galați.